Slăvit să fie Domnul! Amin! Este o bucurie să fiu din nou la Elim. După mai mulți ani, nici nu mi-am dat seama că au trecut mulți de când n-am mai fost. Și m-am bucurat să revăd biserica, să reascult formațiile mai ales. Aici la cor am cântat vreo 4 ani și m-am bucurat să aud din nou corul, fanfara. Și deși am fost 12 ani fanfarist și vreo 15 ani corist, parcă cel mai doar mi-a fost de orchestră. Mi-o lipsit și mă gândeam uneori când mai ajung să ascult orchestra Elim. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Sunt aici pentru sărbătoarea acestor familii și îmi place să fiu chemat la astfel de sărbători, să mă bucur împreună cu prietenii pentru ceea ce Dumnezeu dă. Foarte mulți mă întreabă, da, de ce predici la binecuvântare dacă n-ai copii? Adică voi, ăștia neînsurați, cum vă permite să dați sfaturi? Eu vreau să vă dau un răspuns. În primul rând vreau să vă spun că și celibatarii se nasc în familie. Nu suntem extraterestri, nu ne-a adus Barza. Avem familii. Am 12 frați și 2 părinți. Am o familie. E trist când ajungi să ai experiențe binecuvântate de familie doar la căsătorie. E normal să le ai încă din copilărie, în familia în care ai crescut. Toți avem familii, ne naștem în familii, creștem într-o rețea a relațiilor. E normal să știm ce înseamnă familie și vreau să vă spun că eu deja știu ce înseamnă să ai o familie binecuvântată. Pentru că o am deja, slavă Domnului! Un al doilea lucru pe care îl spun legat de asta... Eu cred că cel mai ușor e să predici când n-ai copii. Că după ce ai, s-ar putea să nu mai poți. Și mulți ar vrea să mai spun adevărul, dar nu mai pot, că există cineva care contrazice. De aceea dați-mi voie să vorbesc liber. Încă nu mă contrazice nimic. Scriptura e deschisă și m-am hotărât să nu spun prea multe din experiența mea, ci să vorbesc din Scripturi. Pentru că până la urmă, oameni buni, nu experiența umană, ci Scriptura, este temelia învățăturilor noastre. Scriptura este, dacă vreți, baza experiențelor de familie. De aici plecăm și nu de la ce știm noi, ci de la ce spune Dumnezeu despre asta. E lucrarea lui Dumnezeu întemeiată de Dumnezeu și Dumnezeu are părerea cea mai bună. Om fi știind noi multe, dar Dumnezeu știe cel mai bine. Și ca să nu mă încurc, am zis că rămân la Geneza. Ca să nu mă încurc, să fiu sigur că nu greșesc, cred că cel mai bine mi-a pregătit predica poezia sorei noastre Medeia. Rămân la girafe, animăluțe și porunci naturale. N-am să o obosesc, astăzi va vorbi inginerul din mine, e cea mai simplă predică pe care o am. Mi se pare mie că ne complicăm mult, dar uităm de ce e simplu. Și vreau să revin la Genesa, la începuturi, la ceea ce Dumnezeu a făcut în familie. Însă înainte de asta aș vrea să vă aduc salutări din zona Maramureșului și din Ucraina, unde trăiesc. Mă gândeam să vă spun de ce am dispărut atâția ani pentru foarte mulți dintre voi și am fost plecat. Am venit mai rar aici pentru că sunt foarte departe de dumneavoastră, la vreo 400 de kilometri, poate mai bine. În ultimii 3 ani am petrecut mult timp în Ucraina. Acolo la noi în Ucraina, în sudul Ucrainei, în Zacarpatia, trăiesc români. Dați-mi voie să vă aduc salutările lor și să vă povestesc puțin despre ei în introducere. Acolo sunt 30.000 de români, niște ardeleni rusificați. Nici n-am știut că există. Eu credeam că români există numai la Cernăuți. Și am descoperit că există maramureșeni, la mulți kilometri depărtare de acest Cernăuți. 30.000 de români, niște ardeleni care vorbesc cu o ardelenească foarte veche, de acum 50 de ani, și amestecată cu rusa. Probabil că dacă vine un ardelean acolo ar înțelege ceva. Uiagă, finge, videre, dacă știți, v-ați înțelege. Dacă nu, n-ați înțelege nimic. Pentru un bănățan, pentru un bucureștean, pentru un moldovean, probabil că este o limbă străină. Și este și rusificată într-o măsură oarecare, s-au introdus foarte multe cuvinte în limba rusă, chiar în limba curentă pe care noi vorbim și o numim română. E bine, acolo în zona în care trăim, provocarea cea mai mare sunt martorii lui Jehova. Nu există nicăieri mai mulți martori pe pământ decât acolo. La mine în sat sunt 2000 de martori. 10 săli ale regatului într-un singur sat.
Și toți 2000 trebuie să-și facă ceasurile. Știți că ei sunt obligați să-și facă numărul de ore de predicare și dau buzna în casele oamenilor. Și între 2000 de marturi, Dumnezeu a trimis doi penticostali. Ce ziceți, avem vreo șansă? Știți de ce avem? Pentru că ei au turnul, dar n-au ceea ce noi avem, Duhul Sfânt. Biblia spune că când va veni Duhul Sfânt, vă va învăța tot. Vreau să vă spun că acolo evanghelizarea înseamnă apologetică. Ne întâlnim cu ei pe stradă și avem meciuri publice în fața magazinelor din Scripturi. 2000 de martori împotriva doi penticostali. Însă vreau să vă spun cu mare bucurie că niciodată nu i-a biruit. Niciodată! De 50 de ani prezbiteri la ei nu fac față pentru că Duhul e cu noi! Sunt un penticostal radical și mulți mă judecă, dar vreau să spun penticostalilor, oameni buni, fiți plini de Duh! Amin. Duhul ne învață, Duhul ne călăuzește! Știți câți martori sunt în lume? Vreo 8 milioane, săraci. De prin 1800 și până azi, 8 milioane. Noi penticostali am apărut după 1900 și știți cât suntem? Aproape de 100 de ori mai mulți. Slavă Domnului! Amen. Știți de ce? Pentru că Duhul e Cel care lucrează în noi. Evanghelia prin Duhul e altfel, cântarea prin Duhul e altfel, evanghelizarea prin Duhul e altfel. 100%! Slavă Domnului! Și acolo facem și noi ce fac și ei. Slujba noastră a fost în ultimii ani să predicăm Evanghelia prin case. Nu sună frumos, nu e ușor, am mai și căpătat, ne mai scot afară, mai scuturăm praful, că scrie. Le vorbim de iad, chiar dacă nu cred în el, și mergem din casă în casă. Dumnezeu mi-a vorbit cu ani, nu m-a spus, te-am chemat tinere, știu că cineva din sală era prezent atunci la rugăciune, dacă nu greșesc, te-am chemat să apere adevărul, dar nu în biserică. Și am zis, Doamne, dar unde? Că în biserică să predică. Nu mai încăpem la învol. Unde să predic, Doamne? Că numai în biserică știu să predic. A spus Duhul Sfânt, afară! Afară? Unde afară? Afară! Și am făcut un calcul că în ultimii 3 ani mult mai multe predici am ținut afară decât în biserică. Când vine duminica, nu mai am chef de predicat. Sunt obosit. Dacă sunt aici frați care au pe inimă predicarea și nu prea au loc, vă așteptăm la globochii. Vă promit că într-o săptămână predicați cât într-un an la Elim. Vă duc în fiecare zi din casă în casă. Sute de familii care ne primesc. Sunt sute de familii care ne deschid ușa și în care facem studiu biblic. Asta e slujba noastră. Cum voi mergeți la fabrică, noi mergem la predicare. Ne trezim, citim și plecăm. Am o traistă cu mine aici, tot timpul o port, am lumină, am Biblia și o harfă. Noi și cântăm. Tot satul știe, mă, ăștia fac evanghelizare cu cântări. Și tot satul zice, mă, ce mândre cântă oamenii ăștia. Ăștia doi cântă mai tare ca toată sala martorilor lui Iehova. Suntem renumiți în sat, cântăm tare, nu frumos, dar tare. Suntem penticostali și penticostali cântă tare, se roagă tare și predică tare. Amin. Slavă Domnului! Și mă bucur că este așa și m-aș bucura să fiți mai gălăgioși. Biserica unde e Duhul Sfânt în viață. Amin. Biserica unde e Dumnezeu prezent are dinamism. Mie nu-mi plac bisericile moarte. Mie nu-mi plac bisericile care spun că ordinea Duhului nu e ordinea noastră, frați și surori. Și când îți vindecări și minuni și miracole, aia nu mai e ordine, aia nu mai e logică, dar e logica lui Dumnezeu. Glorie Lui! Aleluia. De aceea fiți plini de Duh și nu vă fie rușine că aveți Duhul Sfânt. Predicați-L, lăsați-L să lucreze și fiți plini de viață în biserică. Nu trebuie să suportăm programele, să ne bucurăm de ele. Să lăsăm pe Dumnezeu să facă El programul Lui în mijlocul nostru. Și veți vedea lucrările Lui Dumnezeu în fiecare duminică, în fiecare marți, în fiecare joi. Slăvit să fie Domnul! Spuneam, mergem din casă în casă, predicăm. Am ajuns să predic în cele mai ciudate locuri. Predicat la un club, știu că de câte ori vin acasă, văd clubul ăsta, mi s-a stricat mașina fix lângă un club de noapte. Nu era deschis nimic la ora aia, la 2 noaptea. Am zis, Doamne, de unde să cumpăr un pic de apă, că mor de set. Mă duc înăuntru, n-aș fi mers niciodată într-un astfel de loc. Toți goloane s-au strâns pe lângă mine. Pe ăștia nu-i prins treci ziua, că dorm. Dacă vrei să evangelizezi, numai noaptea se poate. Și Dumnezeu a făcut să mi se strice mașina exact acolo. Și nu m-am luat să făceau în prezon. Le-am spus ce am și toți fiii diavolului s-au adunat să-mi repare mașina.
S-a sunat unul pe altul, hai, zice, cu cheia de nu știu cât, duș și cric, că uite aici un popă, zice, care are nevoie de ajutor. Și s-a sculat bietul la două, trei, cât era, au venit și ei îmi reparau mașina. Și în timp ce ei îmi reparau mașina, le-am predicat Evanghelia. La toți. Și am zis, slavă Domnului, că ăștia nu vor ajunge niciodată în biserică. Dar au ajuns biserica la ei. Fraților, trebuie să ajungă biserica la oameni. Lumea modernă nu mai caută biserica. Tânărul modern nu va veni niciodată în biserică. Nici în cea ortodoxă, nici în cea penticostală. E vremea ca biserica să se ducă la oameni. Amen. Doată știu că am predicat și în vamă. Am zis, Doamne, aici parcă e prea greu. Vamă. Uniunea Europeană se desparte de lumea rusească cu mafia ei tocmai la Sighet. Un blestem pentru orașul nostru. Numai țigări, numai droguri, numai când te uiți acolo la coadă, cea mai dubioasă lume. Români, țigani, ucraineni, dezastru, tot cea de mai de jos speță. Și în mijlocul lor doi tineri care nu trec țigări niciodată. Și toată vama e mânioasă pe noi, că numai noi nu punem mită în pașaport. Dom'le, nu pot să treci! Ba pot, de trei ani de zile trec fără să dau bani. Pentru că noi suntem altfel, frașe și surori. Sau ar trebui să fim. Și vreau să vă spun că după trei ani de prigoane, trec mai repede ca Băsescu prin vamă. Să face culoar când vin cei doi. Mă, ăștia-s pocăiți. Ăștia vin cu Evanghelia. Să face culoar. Și într-o zi ne-am pus să le predicăm. Mă văd că începe Florin, colegul meu mai mare, un pic mai curajos. Cât am umblat cu el, n-am primit bătaie. Când îs fără el, mai sunt probleme. El e un pic mai solid, se teme lumea de el. Și a început tare. Cu vame și predica, zic, mă, ce faci asta, predică tu cum aici în vamă, în plin? Parcă mi-a fost un pic greu. Noi numai în biserică știm să facem tot. Dar el a fost martor, a fost cândva milinist, el nu știe numai așa, că așa a învățat din mic. Și începe, domnule Vameș, uită Biblia, știi ce scrie în Biblie? Da, Vameș, ce scrie? Domnule Vameș, în Biblie la mine scrie că voi, Vameș, sunteți și mai păcătoși oameni. S-a uitat săracul Vameș, mă, zice, chiar așa scrie în Biblie la voi? Da! Păi ia citește, unde scrie? Abia o aștepta, Florin, tot ce știa el despre vame și-o citit. A început cu Zacheu, tot textul, ca la evanghelizare, de la cap la coadă, cât l-o țin în gura. Avem antrenament, nu ne trebuie stație. Vorbim și... S-a fost situații când am vorbit pe deal. Ne-am suit pe deal, am făcut rost de niște boxe odată, de două ori, cât am reușit și le-am pus în vârful dealului. Am zis, ne vălim cu Evanghelia peste ei, că nu ne primesc în casă toți. Și în vârful dealului le-am pus boxele la maxim. Am început să strigăm Evanghelia, s-au auzit pe toate văile, s-au speriat oamenii. Neobișnuiți cu tehnologia, au început să caute în grajd, să caute în cocină. Mă, de unde vine? Cine vorbește cu noi? Și într-un târziu a aflat că în vârful Băuțului predică românii. Frații și surori, prea mult bun simț avem. Evanghelia nu ne cheamă să fim politicoși în primul rând, ci să fim autentici. Bine că maneliștii dau jos geamurile și la maxim. Tot cartierul știe că au trecut Guță pe acolo. Și mie să-mi fie rușine să predic în liceul meu despre Domnul. Și mie să-mi fie rușine să spun în fabrică despre Hristos și mântuire. Hai să fim un pic mai tupeiși, fraților. Sau să spun altfel, mai îndrăzneți. Ei au tupeu, noi avem îndrăzneala Duhului Sfânt. Amen. El spune că cei botezați cu Duhul Sfânt au îndrăzneală. Eu nu cred că e penticostal omul care tace la serviciu. Nu cred, ăla nu-i Duhul Sfânt. Duhul Sfânt te arde. Nu poți să taci, pentru că ai ceva de spus. Și acolo în vamă a început Florin să le spună tot ce găsa. La un moment dat știu că Vameșul a zis, măi, dar textul ăla cu Vameșul și fariseul, nu mi-l citești. Tare plăcea lui că acolo Vameș îți prezentați un pic mai pozitiv. La un moment dat am zis, domnule Vameș, hai să spun și eu ceva din Biblie. Zici și tu, în Biblie la mine mai scrie că voi, vameșii și curvele, intrați înaintea popilor în rai. Acum era să facă cu inima, săracul. Mă, scrie asta! Da, zic, scrie în Scriptură! O, zice, trebuie să audă și șeful de tură asta. S-a oprit controlul și cheamă pe șeful mare. Vine la speria să vadă ce-i, droguri, țigări, ce-i. Era Evanghelie, nu era nici drog, nici țigară, nici nimic. Ce se întâmplă? Zice, uite-mă ce zic pocăiți ăștia, că noi și prostituatele scrie în Scripturi că putem să intrăm prin rai. Oare se poate? Ce zici? S-a uitat șeful mare, zice, cred că pe vremea lui Iisus s-a putut. Acum nu cred că se mai poate. Și am continuat, domnule, se poate. Dacă te pocăiești, prin pocăință ajungi la Dumnezeu în rai. Slăviți să fie Domnul.
Și ne-au văzut oamenii aia că suntem mai mulți, noi construim o biserică, suntem aproape gata. Erau și muncitori și sora bucătăreasă. Au zis, mă, dar voi sunteți un cor, ia cântați o cântare. Parcă să predic mi-a fost ușor, dar să cânți. Că eu numai cu negativ știu, numai cu instrument, cu gamă, cu transpoziție. Cum să cânți fără gamă, fără caiet, fără... Când ai luat caietul, nu mai știm, proiectoarele nu mai știm. Dar Florin, iarăși, cum eu era obișnuit la el acolo, a început direct. Inima mea cântă azi cântarea, plină de nespuse bucurii. Mai frumos nici îngerii nu cântă ca cei din Valea Plângerii. Așa frumos a fost, toți au ascultat. Toată vama a început să aplaude, era mai ceva ca la Hillsong. Așa de frumos a fost, toată vama a ascultat cântările Sionului, cântate fără instrumente, fără nu știu cât acordaj, dar din toată inima pentru Dumnezeu. Și vă îndemn, stimați cântăreți, mai cântați și cu gura, că numai computerele mai cântă, numai MP3 player-ul mai cântă, oamenii nu mai cântă. Puțin oamenii văd să ia harfa duminică și cântăreții Domnului și să cânte acasă o cântare. Într-o duminică am trecut pe stradă și am văzut o bătănică cu harfa, a început să cânte la stradă cântările Domnului. Așa de puțin îl mai lăudăm cu gura pe Domnul. Când cântă calculatorul, nu-i lauda Domnului. Dumnezeu nu primește jertfa unui Winamp. Dumnezeu primește jertfa buzelor noastre. Trebuie să cântăm cântările Domnului. Și chiar evanghelizarea înseamnă cântări. Sunt oameni care nu cedează la predică și plâng la cântări, pentru că Dumnezeu înmoaie inimile tale prin cântările Sionului. Slavă Domnului! Amen. Mulțumim Domnului pentru tot ce se întâmplă acolo. Vremuri destul de grele și vreau să vă spun că oamenii se pocăiesc greu. Nu prea le place de Dumnezeu. Astăzi lumea leargă după altceva. Însă mulțumim Dumnezeu că El ne-a chemat să facem lucrul acesta și vă îndemn, fiți și voi, curajoși. Așa de ușor vorbim de politică, așa ușor vorbim de fotbal, rezultate, vorbim de bani, de euro, de metri pătrați, dar așa de greu vorbim despre Dumnezeu. Așa de ușor ne unim la orice alt subiect și așa de greu vorbim despre Dumnezeu. Mă rog Domnului ca de la Elim să iasă evangheliști mulți. Amin. Și Timișoara să fie invadată. Să spună și ei ca faraon, ni s-a scârbit sufletul, atâția pocăiți și tăți predică. E chemarea noastră să insistăm, să insistăm pentru că avem un mesaj urgent și foarte important. E mesajul Evangheliei lui Hristos. Glorie Domnului! Amen. Vreau să mă apropii și de această sărbătoare. Era cât pe ei să plec numai de misiune. Mă pornesc mai greu, dar îmi place mult să vorbesc despre asta. Îmi plac bisericile misionare și chiar astăzi spuneam cuiva că dacă există un punct puternic la Elim, un lucru care îmi place foarte mult, este faptul că Biserica Elim face misiune. Dimineața, zeci de grupuri pleacă și se duc în misiune. Și să știți că mă întreb, oare ce e mai valoros, ce se întâmplă aici sau acolo? Oare în ochii lui Dumnezeu ce contează, ceea ce facem noi aici sau ce fac grupurile acelea? Nu știu, însă cred că ce fac ei este foarte important. Dumnezeu să vă țină în ravul acesta și să fiți o biserică misionară, evanghelistică, pentru că asta definește puterea și mărimea unei biserici. Domnul să vă binecuvinteze. Spuneam că astăzi vreau să revin la începutul. Astăzi vreau să vorbesc despre legile naturale ale lui Dumnezeu. Spuneam că poezia mea, predica e ca și poezia, ceva simplu, natural. Lumea noastră s-a sofisticat foarte mult și de atâtea filozofii am început să ne încurcăm la lucrurile simple. Mi se pare că știm de rachete, știm de chimie, știm de medicină, dar am început să ne încurcăm la lucrurile banale. Tocmai de aceea meniul de azi este foarte simplu. Biblia spune că Dumnezeu a binecuvântat pe om și i-a zis: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Nu ce simplu este? E Genesa, oameni buni. Mulți oameni vorbesc azi de carieră, vorbesc de lucruri grozave, au făcut multe lucruri, dar n-au familii. Sau dacă le-au, le-au degeaba. N-are cine să le plângă la capăt. Să știm bine medicina, să știm bine de carieră, să fii un inginer bun și să nu înțelegi că Dumnezeu te-a chemat în primul rând să fii tată și mamă. Păi nu e asta încurcătură? Ați mai încurcat, să-ți plin de teologie și să încurcă în Biblie. Zice, bă, eu nu pot să am copii, zice, nu-mi permit, eu sunt misionar. Ai sărit direct la Marcu 16. Ai sărit peste Geneza.
Ai sărit peste cuvântul lui Dumnezeu și mulți oameni nu înțeleg că asta e chemarea lui Dumnezeu. Chemarea de a avea familie și în familie să creștem copii. Simplu. De ce spun asta? Pentru că societatea noastră luptă într-un mod demonic împotriva copiilor. În Australia, niște doctori propuneau în Medical Journal of Australia, un anume doctor pe nume Barry Walters, un om care are de altfel o reclamă, este cineva în Australia, spunea el că propune ca orice familie cu mai mult de 2 copii să fie impozitată. Impozit pentru dioxidul de carbon pe care respiră copiii, emit copiii. Am rămas șocat ce scrie în ziare. Am rămas șocat ce valori promovează societatea noastră. Cine are mai mult de 2 copii are o taxă anuală pe dioxid de carbon. Mai asta ne lipsește. Taxă pe drumuri, taxă pe cutare, mai să ne ia bani pentru respirație. Și la fiecare naștere, câteva mii de dolari, dacă nu greșesc, pe naștere. Asta e societatea în care trăim. Bine zicea Biblia, sau fălică sunt înțelepți și să știți că au nebunit unii. Mă uit mereu pe stradă și văd câte o doamnă din asta. O studiat mult, are inteligență. N-a avut niciun copil, dar plimbă 3 jigodii de 3 fire. Nu vă supărați, dar mi se pare că e o nebunie, domnule. E o nebunie să n-ai un copil, dar să ai 3 câini. Oameni buni, lumea noastră e cu sus în jos. Lumea e nebunie. De aceea Biserica lui Dumnezeu e datoare să predice mai mult lucrurile astea. E datoare să ia cuvântul în mână și să nu uităm ce a zis Dumnezeu. Oameni buni, creșteți, înmulțiți-vă, Geneza 2. Nu mai săriți la altceva. Treceți pe aici. Învățați odată lucrurile simple ale lui Dumnezeu. Că s-a săturat Dumnezeu de filozofiile noastre încălcite. Durerea mai mare este că dacă intri în biserică și aici se cam manifestă în multe familii aceeași filozofie. N-am venit aici, spun de la început, să reglementez problema numărului. Nu cred că sunt eu cel în stare, nu sunt păstor. Însă dați-mi voie să fac observații. De la modelul familiilor mai în vârstă, cu 10, s-a ajuns direct la extrem mai lat. Exact ca în lume. Unu-i puțin, 2 îi prea mult. Asta e deranjant. Nu pot să nu observ lucrul ăsta, chiar dacă nu am o familie. Și vreau să vă spun că sunt familii care fac un copil pentru că nu pot să facă jumate, că ar face. Dacă ar putea jumătate, ar face. Egoism. Asta e problema, nu numărul. Egoismul. De ce? Pentru aspect? Pentru plăcere? Pentru carieră? Chiar crezi în filozofia asta cu cariera? Cariera e mai importantă decât copilul tău? Cresc copiii carieriștilor ca niște sălbatici, educați de cartier, educați de nu știu cine, bone care nu sunt mame. Oameni buni, haideți să ne amintim de ABC-ul lui Dumnezeu, că ne încurcăm. Dumnezeu să ne lumineze prin Duhul Său cel Sfânt. Astăzi vreau să vorbesc despre o lege generală, naturală a lui Dumnezeu. Legea semănatului și a seceratului. Cred că nu e nimic greu, ați fost la țară toți, poate unii v-ați născut acolo, ați crescut. Biblia spune în Geneza, în capitolul 8, așa, cât va fi pământul? Astea sunt legi care nu se anulează. Cât va fi pământul? Cât de sofisticați am fi? Chiar dacă am făcut rachete, să știți că gravitația există, de când e lumea. Dacă un penticostal sare de la etajul 10, ce face? Cade! Poate să fie plin de Duhul Sfânt, nu zboară. Pentru că înainte de Rusalia a fost gravitația. E legea lui Dumnezeu, tot așa. Biblia spune, cât va fi pământul, nu va înceta sămânatul și seceratul. Legile astea sunt cele mai ușoare legi din Biblie și Iisus le folosește, dar sunt foarte benefice. Prima lege, a sămânatului și a seceratului. Spuneam că e o lege
veșnică cât va ținea pământul, legată de existența pământului, nu poate fi anulată de nimeni, nici de teologi, nici de arheologi, nici de alții. E o lege a lui Dumnezeu pusă de El și nu va înceta decât la finalul istoriei, când vom pleca la cer și se vor schimba lucrurile. Însă până atunci gravitația există, semănatul există, iarna și vara există, frigul și căldura există, sunt legile lui Dumnezeu. Prima lege a lui Dumnezeu, ascultați. Galateni capitolul 6 spune așa: nu vă înșelați. Dumnezeu parcă zice, v-ați prea încurcat, hai să vă readuc la normal. Nu vă înșelați! Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Legea aceasta, prima, e legată de caracterul lui Dumnezeu. Nu poate fi anulat de nimic. Dumnezeu promite că în caracterul lui se garantează împlinirea acestei legi. Ascultați, ce seamănă omul, aia seceră. Simplu, natura seminței dă natura recoltei. Foarte simplu. Ce semeni? Știți ce mă miră pe mine? Că noi semănăm în firea pământească. 12 ore pe zi numai firmă. 12 ore pe zi numai bani. Și ne așteptăm să iasă lucruri spirituale. Nu se poate. Nu se poate. E legea consecințelor. E legea reacției și a acțiunii și a reacțiunii. Ai semănat grâu, iese grâu. Semeni bani, ies bani. Semeni carieră, iese carieră și atât. Semeni în Duhul, iese Duh. Nu poți cu 5 minute de rugăciune pe zi să faci viață duhovnicească. Vrei să mai și slujești în biserică și te rogi 10 minute pe zi. Nu se poate. Ce seamănă omul, aceea seacă. Îi văd pe câte unii că să chinuie să trăiască pocăința așa în firea pământească. Și să chinuie și să chinuie. Dom'le, au reguli stricte, unii chiar conservatori, n-ai voie aia. Pocăința nu se poate trăi așa. Este imposibil. E cel mai mare circ, o caricatură, Domnule. Biblia spune foarte clar în Romani și vreau să vă citesc pentru cei care trăiți creștinismul, penticostalismul, pocăința, într-un fel firesc, așa. Că v-a spus pastorul, v-a spus mama și tata că n-aveți voie. Auziți ce spune Biblia? Voi însă nu mai sunteți pământești. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești, Romani 8:7, este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Căci ea, auzi, firea pământească nu se supune legii lui Dumnezeu. Și auziți, nici nu? Mă, nu poate! Nu poate firea să-L slujească pe Dumnezeu. Ce vă chinuiți? Nu poate! Mă uit la câte un tânăr, tot îi spunem la studii, facem greacă, ebraică, le demonstrăm că pornografia e păcat. Le demonstrăm că n-are voie cu tare, nu-i voie. Și se uită bietul și spune, bă, nu pot. Îl cred, fraților. Stimați părinți, adevărul este că nu de reguli au ei nevoie în primul rând, sunt bune, sunt necesare, e nevoie de Duhul Sfânt care să-i schimbe. Omul nu se poate lăsa de păcat în natura lui păcătoasă, n-are cum. Biblia spune clar, nu poate firea, nu poate. Firea trebuie să moară, atunci se poate. Firea poți să o botezi, poți să o pui în comitet, poți să o faci penticostală, poți să o faci baptistă, cum vrei, dar firea nu poate fi duhovnicească. Și Biblia spune foarte clar acolo în Romani, începuse în versetul acela și vreau să continui citirea, unde spune cuvântul lui Dumnezeu așa de clar: cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezire. Asta e tot. Toată firma, tot jobul, tot ce înseamnă afaceri, dacă nu-i Dumnezeu, e putrezire, zice Biblia. Putregai tot. Cât ai fi de tare, într-o zi putrezești și tu și banii tăi. Și spune, cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viață veșnică, glorie Domnului. Stimați frați și surori, pocăința se poate trăi numai prin Duhul Sfânt. Amin, aleluia. Cum vrei să trăiești viața fără Duhul Sfânt? Mulți spun, nu e nevoie Duhul Sfânt, se poate și fără. Cum? Cum? Eu nu pot să înțeleg cum să împlinești legea lui Dumnezeu fără puterea Duhului Sfânt care te ajută. Ce fel de pocăință asta? Eu o numesc second hand. De mâna a doua. O caricatură. Și mulți spune Biblia, clar, că nu lua, nu gusta, nu atingea, se-a scis. Fără niciun preț, zice Pavel în Coloseni, împotriva cui? A gâdilării fâi. Gâdil firea, râde de tine, mă, tu cu astea vrei să mă... Tu vii la mine cu astea. Firea e gâdilată de legalism, atât. Îi și place, îmbrobodită.
Că fire e fire. Dar asta numai gâdilă. Când e Duhul Sfânt peste noi, pocăința este o realitate. Și trăim cu Dumnezeu în fiecare zi, fără să ne bată la cap mama și tata. Fără să ne bată la cap comitetul sau păstorul. Aveți grijă, fraților, aveți grijă. E semn că mulți trăiesc pocăința în firea. Și oricât unzi, tot mai ies lăstari. Însă atunci când vine Duhul Sfânt, viața e altfel. Fiți plini de Duh, spunea Biblia. Amin, amin. Dacă trăiți prin Duh, umblați prin Duh. Trăiți prin Duh. Domnul să vă binecuvinteze. Mă duc mai departe la o altă aplicație acestei legi. Ce seamănă omul, aia seceră. Spuneam că unii oameni aleg să semene mai mult în domeniul acesta al pământului, al carierei și ca și familiste căsătorești. Poate ești botezat cu Duhul Sfânt, ești plin de Duhul Sfânt, dar ajungi în momentul în care te gândești ce să fac. Sunt tânăr, n-am căsătorit, ce urmează? Și foarte mulți spun, domnule, întâi cariera. Și păi mai vedem dacă... Să știi că nu vreau să te judec. Probabil că vei fi un doctor mare, un inginer mare și este bine. Vreau să reduc totul la zero. Dar Biblia spune, ce seamănă omul? Aia secera. Nu vreau să spun că vei secera numai rău. Vei secera faimă, bani, o poziție, dar vreau să spun că la mormântarea ta vor fi câțiva doctori amărâți și atât. Nu o să-ți plângă nimeni la cap. Că asta e semănat. Dar dacă semeni în familie întâi și te preocupă întâi familia și apoi cariera, vreau să spun că vei avea o fericire care nu se poate măsura. Pentru că Dumnezeu binecuvintează familiile mari. Ții minte că am fost la un priveg nu de mult și spunea acolo păstorul că din acest om bătrân pe care îl vedeți în coșciug au ieșit 150 de persoane. Aproape toți erau acolo, o biserică întreagă din coapsele unui om. Și mă gândeam, ce fericire să te plângă cineva. Să ai nepoți, să ai copii. E o imagine clasică, dar neînvechită. E o imagine pe care Dumnezeu vrea să o lase prin Duhul Sfânt în mintea familiilor tinere astăzi. Oameni buni, nu reinventăm noi roata, nu-L învățăm noi pe Dumnezeu. Dumnezeu a zis, ce seamănă omul? Aia seceră! De aceea Dumnezeu să ne trezească mintea și să nu uităm de îndatoririle din Genesa, să nu sărim peste ele când ne încurcăm, că Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile din Biserica Elim. Amin! Mă duc mai departe, mai este o lege a lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului așa. 2 Corinteni, capitolul 9. Să știți, iarăși, parcă Dumnezeu își dă seama că nu mai știm lucrurile astea. Cine seamănă puțin, legea numărul 2, puțin va secera. Cine seamănă mult, mult va secera. E greu? Păi toți copiii pricep. Asta e regula de trei simplă. Să facem clasa a patra. Și Biblia spune, iată fiii sunt o binecuvântare, o moștenire. Da? Un copil o moștenire. Doi copii cât e? Regula de trei simplă. Două. Zece? Zece. Nu e nimic greu. De ce ne încurcăm? Așa spune Biblia. Cine seamănă puțin, seceră, dar puțin, normal. Cine seamănă mult, seceră mult. Ce ușor e cuvântul lui Dumnezeu de înțeles. Și totuși mulți sunt foarte invidioși. Păi care seamănă mult. Bă, de unde are? Păi o sămănat. Tu de ce n-ai? N-ai sămănat. Dacă tot m-am invitat Emma să spun ceva și de ceva din culise, mai de cancan așa. Cât eram pe la Elim pe aici, i-am pe mulți așa, pufăiau așa, se vedea, tătea lăzăroaie, mergi la poarta lăzăroaie, la solul lăzăroaie, la Elim lăzăroaie. Bă, tătu mă, ei mă! Dacă sunt mulți, ăsta e primul dintre secrete, mai sunt și altele și talentați, dar sunt mulți! Are de unde Dumnezeu să scoată? De unde să scoată de la tine? Că n-are. Eu nu sunt invidios, e normal, domne. Cineva o trudit, cineva o semănat, o fost de unde să iasă. De ce ne încurcăm în astea, oameni buni? Biblia spune clar, cine seamănă mult are dreptul să secere mult. Are tot dreptul să secere mult pentru că a semănat mult. Văd pe mulți invidioși pe copiii
pe familie cu mulți copii. Mai e o chestie, bun, pe lângă că sunt talentat și parcă Dumnezeu i-a ridicat, mă, dar de unde au, mă? Ce casă? Păi normal să aibă o casă mare, 10 copii, nu? Vrei să ai tu cu 2 mai mare ca el cu 10? Dumnezeu e drept, oameni buni. Îți dă cât pentru 2, vrei mai mult? Ți-o da cât să-i crești pe aia 2, crește-i cu bucurie. Și aia-s tot de la Domnul. Dar nu fi invidios pe cel care are mult, că o semănat mult. Dumnezeu e drept. Foarte drept. Cine seamănă mult, seceră mult. Problema noastră în România este una statistică. Ne întrebăm de ce nu mai sunt politicieni, de ce nu mai sunt artiști ca altă dată. Și vă spun care e problema. Problema e una statistică. Nu mai sunt copii. Cei mai mulți artiști în România de astăzi, cei mai mulți bani din România de azi vin prin impozite de la generația anumită de creței. De ce? Pentru că sunt mulți. Sunt mulți. A fost interzis avortul, s-au născut mulți copii, sunt artiștii, cei mai mulți din România în generația asta. De ce? Pentru că au avut de unde să iasă. Statistic vorbind. Dar vreme cât scădem ca număr, se fac milioane de avorturi. Nu mă mir că România scade. Pentru că, de fapt, unde sunt mulți, unde se seamănă mult, se seceră mult. Și e o problemă statistică, o problemă de forță. Chiar psalmul acela pe care îl citam, iată, fiii sunt o moștenire, mai spune ceva. E un psalm cu multă înțelepciune și spune așa, ca săgețile în mâna unui războinic. Așa sunt copiii. Copiii sunt nu numai binecuvântare, sunt forță. Sunt forță. Să știți că cei care sunt mulți vor avea succes în viitor. Ne întrebăm de ce se islamizează Europa. Și facem tot felul de strategii. E simplu, pentru că sunt mulți. Musulmani au copii. Și chiar dacă nu sunt credincioși lui Dumnezeu în sensul în care suntem noi, Dumnezeu își respectă legile. Cine seamănă mult seceră. Și mâine, poi mâine o să vorbim arabă în Europa. De ce? Pentru că împlinesc mai bine decât noi această poruncă a lui Dumnezeu. Paradoxal. Și eu nu mă mir deloc. Ne întrebăm de ce se ridică China, o putere politică care amenință America și le suflă în ceafă. Pentru că sunt mulți. 1 miliard! În România, prin ziare, găseam alarme în evenimentul zilei. Oameni buni, ce facem, zice, în România? Că în România două grupuri, două segmente de populație cresc cel mai repede. Penticostalii și țiganii. Erau stresați oamenii, măi, peste 100 de ani, majoritatea o să fie penticostali sau țigani. Foarte bine, normal. Pot să vă spun cum arată președintele României peste 100 de ani. Sau va fi colorat, sau va vorbi în alte limbi. Sau amândouă. Și la asta zic slăvit să fie Domnul. Dar să miră spaniolul. Ce caută extraherii ăștia aici? Ne fac extraherii, auzi? Păi trebuie să lucre cineva și pământul spaniolilor. Dacă ei nici atâta nu mai vor să-și lase moștenirea unei creaturi care seamănă cu ei. Lasă că lucrăm noi pământul lor. Îl luăm. Milioane de români peste tot. Creștini care merg cu copiii la biserică duminica și se uită spaniolii, nemții și se înfioară. E dreptatea lui Dumnezeu. Filozofiile cad și se duc în nas. Dar ce a zis Dumnezeu rămâne în veac. Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Cine seamănă mult, seceră mult. Eu am experimentat asta. Vă spun ceva care poate unii veți primi greu și mulți zic, mă, nu trebuie să zici asta, bazic. Viața mea. Mulți mă întreabă de unde am mașină. Sunt foarte mulți oameni geloși. Mă, de unde au pastori ăștia? Păi lucră la un patron bogat și ei. Dumnezeu are voie să binecuvinteze pe cine vrea. Amen. Poate să moară toți invidioși și de ciudă. Nu contează. Dumnezeu binecuvintează pe cine vrea. Adică omul slujește pe Dumnezeu, se trudește, consilează și te întreb de unde are, de la șeful lui. E cel mai bogat. Mulți mă întreabă unde lucrez. Zic, patronul meu e cel mai bogat. Nu prea îmi dă salar, dar am o pensie mare sus. Cea mai mare pensie. Vă promit că nu veți avea niciunul pensie ca a mea. Salarul e mic, dar pensia e foarte mare. Pensia e mare, o răsplată, spune Biblia, că cei ce învață pe mulți vor străluci ca stelele în veci. Abia aștept să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu pentru noi, cei care slujim Evanghelia. Oameni buni, Dumnezeu are voie să binecuvinteze pe cei care sunt a Lui. Într-un moment oarecare am ajuns să lucrez acolo în Ucraina și am chemat pe mulți români să mă ajute. Au fost chiar de aici mulți muncitori, ne-au ajutat, au fost oameni de afaceri care au sprijinit cu bani, le mulțumesc și aici public.
cu bani foarte mulți. Să știți că de aici, din Elim, am primit mulți de la persoane particulare și ne-am bucurat și le mulțumim pentru lucrul acesta. M-am pus să lucrez, să construiesc. Și vă 2 ani de zile am lucrat într-una și mă gândeam, mă, pocăiții lucrează pentru Domnul, mai fac reducere, da? 5 lei la metru, că-i frate, dar nu gratis. 2 ani am lucrat gratis, am zis, Doamne, dar e prea mult, bine, semănăm, lucrăm pentru Domnul, dar, mă, niciun dolar, niciun euro, să lucrez în construcții 2 ani gratis. Și mă gândeam, Doamne, aș fi câștigat câteva mii de euro în anii ăștia. Cam câteva mii am pierdut. Am semănat mult. Aproape când să se termine biserica, am primit un telefon. Cineva m-a sunat că vrea să-mi cumpere o mașină. Zic, Doamne, mașină? Dar asta nu e cadou normal. Mai cumpere o carte. Dar mașină? Și am zis, într-adevăr, valoarea mașinii este cam valoarea anilor de lucru petrecuți acolo la Glubochii. Cine seamănă mult, are tot dreptul să secere la fel de mult. Cât semeni, stai liniștit, atâta o să seceri. Mă uitam în Sfânta Scriptură că este o lege a lui Dumnezeu sau există un pasaj în Scriptură care arată că, de fapt, această lege se poate anula. Există situații excepționale când se anulează. Și găseam în Hagai un cuvânt al lui Dumnezeu care spunea, sămănați mult și strângeți puțin. Am zis, Doamne, te contrazici tu pe tine? Scriptura nu este consecventă cu ea însăși? Nu. Există o situație, o problemă în viața multor credincioși, foarte important, ascultați. Spune așa, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Vă așteptați la mult și iată că aveți puțin. Ați adus acasă, dar eu am suflat. Pentru ce, zice Domnul oștirilor? Și ne dă răspuns, din pricina casei mele, care stă dărâmată, pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui. Aha, deci indiferent cât de mult seamăn afară, dacă neglijez casa lui Dumnezeu, Dumnezeu încalcă această lege prin blestem. Este un blestem care Dumnezeu îl poate arunca peste afacerea ta. Poți să lucrezi 12 ore. Spune Biblia, degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu, că prea iubiților lui, el le dă ca în somn. Și ei lucrează, dar el le dă. Iar cei care se scolă dimineața și se culcă târziu, pentru că nu țin cont de casa lui Dumnezeu, Dumnezeu suflă ce ai. Frați și surori, e vremea ca poporul lui Dumnezeu să înțeleagă că trebuie să semănăm mult aici. Alergăm așa de mult pentru noi și nu-i timp pentru repetiții, nu-i timp pentru rugăciune marța, nu-i timp pentru duminica dimineața și vrem mult, nu-i mult, pentru că Dumnezeu a zis, alergați mult pentru voi și în casa mea, nu veniți, nu dați. Da, Dumnezeu binecuvintează în funcție de cât de mult semeni aici. Sau și aici. Până nu vom învăța noi pocăiți să semănăm aici. Ia uite pe mulți zicând, frate, trebuie să dai zeciuială. Când aud zeciuială, mă zgârie pe crepa, că aud zgârțuială, târguială. Să târguiești cu Dumnezeu. Zeciuială? Ei nu se pune problema, e peste. Zeciuială e pentru evrei. Zgârciți-i de evrei. Pentru noi. Pentru noi, în nou legământ, e dărnicia care e peste 10%. Peste 10%. Nici nu se pune problema. Dacă tot ești așa mai tentat de lăcomie și măcar 10%. Dacă nu te descurci cu matematica, tai un 0 și măcar atâta. Dar sunt unii care nici măcar atâta nu dau și vor ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Oameni buni, cine nu seamănă aici, în ogorul lui Dumnezeu, Dumnezeu îi va sufla și ce lucrează afară. De aceea, haideți să învățăm să semănăm în lumea lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, să dăm timp lui Dumnezeu, să dăm bani pentru împărăția lui Dumnezeu, să ajutăm lucrarea lui Dumnezeu, pentru că în felul acesta Dumnezeu binecuvintează. Slăvit să fie Domnul! Amen. Mai este o a treia lege, spune cuvântul lui Dumnezeu în Eclesiastul, este o vreme pentru orice lucru. Și spune foarte frumos, nașterea și are vremea ei, moartea și are vremea ei, săditul își are vremea lui. Când? Încă o lege. Spuneam prima lege, ce seamănă omul aia seceră. Natura seminței determină natura lui corp. A doua lege, cine seamănă mult, seceră mult. Cine seamănă puțin, seceră puțin. Mă duc mai departe, spune că semănatul își are vremea lui.
Și ascultați când spune cuvântul Domnului în Eclesiastul, în capitolul 11 cu 6, dimineața seamănă-ți sămânță. Vremea semănatului, în al treilea rând, a treia lege simplă, este dimineața. Ce simplu? Prea simplu. Semănatul se face dimineața. Stimați tineri, vremea semănatului e tinerețea. Foarte mulți îi văd așa preocupați, meditații la matematică, meditații la română, bagă părinții ei ca într-un computer să iasă deștepți. Și drept este că ies deștepți. Se spune că un copil de liceu din vremea noastră cunoaște în domeniul științei cât cunoștea un om de știință din vremea lui Aristotel. Sunt plin doxă de carte, calculatoare, sofisticare, se uită părinții și nu pricep nimic din ce fac copiii. Sunt deștepți. Dar mulți dintre ei te uiți la ei și privirea lui tulbure, goală, fără esență. Au primit în familie educație școlară, dar prea puțin Hristos. Au primit bani, dar prea puțină biserică. Stimați tineri, Dumnezeu cere tinerețea voastră. Dumnezeul nostru este gelos, din calea afară de gelos și supărat când fiecare seară o ocup numai cu meditație. Nu-i place! E vremea să înțelegem că Dumnezeu vrea tinerețea. E drept că acum cere și profesorul, acum și sportul, acum și școala, toți vor timpul tău. Însă nu seamănă la 80 de ani, seamănă acum, cât ești tânăr. Învață Biblia. Vino la studii, pregătește-te. Tinerețea e vremea pe care Dumnezeu vrea să o folosească. Dumnezeu cere cu gelozie tinerețea, adolescența ta. Că mulți cred că, Doamne, nu trebuie să-L slujim pe Dumnezeu, suntem prea tineri, la bătrânețe ne pocăim și facem lucrarea lui Dumnezeu târziu. În orice domeniu se cere profesionalism și în domeniul acesta al slujirii nu mai merge ca altă dată. Când tatu este sofisticat, trebuie să tragi multe corzile alea să iasă ceva. Trebuie tinerețea ta, la 80 de ani nu te poți apuca de chitară. La tinerețe. Mulți vor să iasă predicatori. Trebuie din timp. Dați-vă la sportivi ce mult muncesc, de mici, disciplină. Și nouă ni se pare că se poate altfel. Nu se poate. Și în lumea lui Dumnezeu, să nu credeți că a predica este așa de ușor. Vii și vorbești. E pregătire, e rugăciune și vreau să vă spun că e tinerețe. Aduc aminte de vremuri în care eram aici cu prietenii mei la Elim. N-am fost cel mai bun student și nu vreau să încurajez pe nimeni. Însă vreau să vă spun că marți de marți eram la Elim la rugăciune. Am zis, Doamne, știu un lucru, că cine seamănă cu Tine, seceră. Nu eram cel mai bun, aveam restanță, dar știu că nu liseam, îmi plăcea să vin la repetiții, cred că miercurea. Și am zis, Doamne, întâi biserică, dacă mai rămâne ceva după repetiții, învățam noaptea mai... Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că viața mea a fost binecuvântată. Pentru că am înțeles că în tinerețe, întâi muzica în casa Domnului, întâi rugăciunea, întâi studiul biblic și apoi toate celelalte lucruri. Și Dumnezeu m-a binecuvântat. Glorie Lui! Amen. Și pentru părinți, ca o aplicație, semnați părinți, Biblia spune să sămărăm când? La tinerețe, da? Și cuvântul Domnului spune în psalmi foarte clar, ca săgețile în mâna unui războinic, așa să-mi fie făcuți când? La tinerețe. La tinerețe. Dimineață să seamănă, dimineață. Dimineață. Pentru că iară se pune problema, ok, copiii mai târziu. Acum ale noastre. Le spune că nu, la tinerețe să seamănă. Și după aia ai timp și de carieră. Hai să inversăm puțin. Dacă Dumnezeu zice că dimineața trebuie semănat, hai să semănăm dimineața. Domnul să vă binecuvinteze. El este Domn peste familiile noastre și are principiile Lui pentru noi toți. Și un ultim gând, pentru că nu vreau să vă țin prea mult, o ultimă lege a lui Dumnezeu legată de semănat și de secerat, o găsim tot acolo în Galateni, în continuarea acelor versete pe care le-am citit, spune așa, să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Și aici ne încurcăm. Semănăm,
Și suntem furioși că n-am secerat. Doamne, unde sunt rezultatele? Păi nu spune Biblia că trebuie să semănăm, să așteptăm și la vremea hotărâtă se seceră. Vă pun o întrebare simplă. Când se seamănă? Primăvara, da? Când se seceră? Toamna! Atunci de ce în lumea lui Dumnezeu, în lumea afacerilor, vrem să semănăm acum și să secerăm mâine? Nu se poate. Dumnezeu zice clar, seamănă, nu te opri, nu obosi și așteaptă. Asta ne lipsește nouă. Într-o lume a nerăbdării, într-o lume a instantului, apăsăm pe buton, avem ce vrem, dăm un telefon și rezolvăm orice. Și în lumea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne ține acolo, pe hold. Ne ține acolo în așteptare. Și spui, Doamne, când? Ai promis că vei face cu tare lucru, când? Și Dumnezeu spune, așteaptă. În lumea lui Dumnezeu, așa se întâmplă, ca și în natură, semeni, cu lacrimi aștepți, te rogi și apoi seceri. Răbdarea este cel mai rar atribut întâlnit în lumea modernă. Nu mai avem răbdare. Și Dumnezeu zice clar, așteptați până la vremea potrivită în toate. Mergând acolo în Glubochi, unde stau, cea mai mare frustrare a mea a fost că nu se prea pocăiește lumea. Am zis, Doamne, dar nu-i Duhul Sfânt cu noi, nu-i cuvântul Tău. Îi convinge, spun, da, Doamne, aveți dreptate. Și totuși, când te uiți la ei, nu se votează. Doamne, nu se poate, ceva nu e în regulă. Și Domnul mi-a răspuns clar. Legile semănatului și ale seceratului. De ce pretinzi că azi să semeni cuvântul și mâine să se pocăiască? Nu se poate! Nici măcar în lumea lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să germineze acolo cuvântul o vreme și apoi vine trezirea. Când vrea El? Că nu-și poate pentru un copil, Doamne, când se va pocăi băiatul meu? Când se va pocăi fata mea? Așteaptă! Seamănă! Seamănă! Și iar seamănă! Și vine vremea când Dumnezeu va face să crească. Hudson Taylor, un mare misionar, a semănat 7 ani. 7 ani nu s-a pocăit nimeni. Și după 7 ani, Dumnezeu a început să mântuiască chinezi. Pentru că în lumea lui Dumnezeu trebuie să avem răbdare. Există o anumită muscă ce depune ouă și după 17 ani ies musculițe. Dați seama, 17 ani. 17 ani de așteptare. Problema este că și în afaceri vrem să fie la fel noi românii. Vrem să scoatem bani peste noapte, nu se poate. Și ca atare le rezolvăm. Nu, nu e normal, nici măcar în afaceri. Nu e normal să scoți bani peste noapte, nu-ți curați. În orice lucru trebuie să semeni și să aștepți. Noi asta nu știm românii. Să așteptăm, să investim, să avem calm, să avem cumpăt, în familie, în toate. Dumnezeu a zis, nu obosiți, semănați, semănați, semănați. Stimați dirijori, poate nu arată formațiile cum vreți, semănați și așteptați. Poate slujitorii din biserică, Doamne, nu-i biserica cum am vrea, noi predicăm și nu se schimbă, așteptați. Noi predicăm și Dumnezeu la vremea hotărâtă e Cel care schimbă lucrurile. Așa este normal să slujim, să avem răbdare, că Dumnezeu este Cel care face să crească. Vreau să închei această cuvântare, dorind mult har, multă binecuvântare peste familiile care sunt aici cu copii la binecuvântare și să mai citesc o binecuvântare, să închei cu un verset care zice, Cel ce dă sămânță sămânătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța de semănat. Și va face să crească roadele neprihănirii voastre. În cele din urmă, dincolo de orice lege, Cel care face să crească este Dumnezeu gloriei Lui. De aceea doresc ca numele Domnului să fie peste noi toți și El să facă să crească sămânța semănată înspre mântuirea noastră și înspre binecuvântarea noastră pământească. Amin.